Un studiu efectuat de o societate de consultanță informatică în cooperare cu două universități a determinat că Germania se poate confrunta cu un număr de cazuri zilnice de COVID de 400.000 de oameni pe zi. Studiul concluzionează că trebuie să se facă ceva pe lângă accelerarea vaccinării, care pare de la sine înțeleasă, o reducere la jumătate a contactelor și prevenirea marilor aglomerări. Atât au așteptat autoritățile locale din Bavaria că au și anulat târgul de Crăciun de la München. În Hamburg însă, târgul se va organiza în acest an după ce a fost anulat anul trecut din cauza pandemiei. Dar doar cei care sunt vaccinați împotriva COVID-19 sau cei care s-au vindecat recent se vor putea răsfăța cu vin fiert, migdale confiate sau turtă dulce. Cei nevaccinați vor putea doar să se plimbe printre tarabele care vând obiecte de artizanat. Secțiunea gastronomică va fi interzisă nevaccinaților fiind amplasată în spatele unui gard. Unele companii creează și zone separate în propriile cantine pentru cei vaccinați față de cei nevaccinați. Un artizan care ia parte la acest târg a declarat pentru Reuters că trebuie să existe restricții de acces, este o modalitate de a proteja pe toată lumea. Gabi? Da, mi s-a părut oribilă știrea. În primul rând, faptul că e vorba despre Crăciun aici. Niște tradiții pe care oamenii de obicei le țineau pentru a se aduna împreună și, hai să zicem că anul trecut a fost un sacrificiu făcut de toți pentru a ne distanța de cei dragi. Uite că acum ni se impun de fapt niște lucruri și mai grave. Dacă spiritul, să zicem, uman nu a făcut, să zicem, nu a făcut sens pentru autorități anul trecut și nici anul ăsta, mă gândeam totuși la comercianți, s-a făcut un lobby. Și măcar spiritul ăsta de comerciant să fi fost prevalent în perioada asta. Măcar să și vândă lucrurile. Mă gândesc oare în ce măsură faptul că în Germania sunt totuși 67% vaccinați. Uite că și comerciantul respectiv zice, da, e ok. Trebuie să facem ca să protejăm pe toată lumea. Exact, da, uite. Dacă anii trecuți, de sute de ani, ei nu se gândeau la sănătatea clienților, deodată ce statul le impune o anumită atitudine, se gândesc la acest lucru. Da? Anii trecuți nu se gândeau la diabet sau la să ne vândă multe lucruri pline de zahăr. Acum, pur și simplu, la un singur click pe care l-a făcut autoritățile, ei au percutat în linie cu toții. Foarte grav, foarte grav. Pe lângă aerul puternic segregaționist al imaginilor descrise în știrea asta și la care te aștepta poporul german să fie ceva mai sensibil, istoric vorbind, mi-a atras atenția o curiozitate la acest articol și anume numărul rotund al cazurilor zilnice ieșite din estimare, care s-a dovedit atât de convingător. 400.000 pare să fie un număr pe care l-am tot văzut peste tot pe internet, în vari ipostaze, atunci când era vorba să fie convinși oamenii într-o direcție sau alta și mai ales să fie convinși de veridicitatea acestui număr în cazul în care era estimat. Dacă am fi conspiraționiști, ceea ce nu suntem, dar dacă am fi, am spune că cineva ar fi putut face o cercetare de piață ca să afle care este
acel număr rotund care poate părea cât mai veridic. Câteodată am observat că i-a întâlnit și fratele său mai mic, în cazuri în care situația o cere, și anume 40 de. Alex, revenind pe plaiurile mioritice, pentru că unii își doresc o țară ca afară, primarul Sucevei, Ion Lungu, ne-a anunțat astăzi, o citez, o veste bună, și anume că primăria Suceava organizează târgul de Crăciun în centrul municipiului, iar intrarea se va face pe bază de certificat verde. E o perioadă critică, declară primarul, și toți oamenii au nevoie să se relaxeze, declară același primar. Să se relaxeze, să stea acasă, să facă turtă dulce acasă, să facă vin fiert acasă, să facă cârnați acasă, pentru că, na, comerțul ce rost are, e complet enervant. Ce observăm aici? Că se pune... Nații pasul verde și în aer liber acum. Până acum puteai să umbli pe afară, fără probleme. Era clar că nu se transmite pe afară. Acum pare că se transmite pe afară. Și oamenii o să ducă la târg și o să fie foarte frumos acolo la târg. O să fie ei între ei în clubul lor de încrezători în știrile oficiale. Dacă știrile oficiale astăzi le zic că e bine așa, ei fac așa. Da? Se injectează. În fine, la ce se expun? Dacă, de ce s-au injectat? Ca să nu aibă probleme cu sănătatea. Și acum, la ce se mai expun? Păi, se expun foarte un pic la un risc foarte mic ca injecția asta să-i un pic îi protejeze. Pentru că nu imunizează. Dar e o injecție care îmbunătățește lucrurile. E, și dacă oamenii ăștia cred în știință, atunci vedem ce mai inventează știința în zilele următoare. Pentru că... E vorba de un științific acum. A apărut Crăciunul științific. Hmm? Da, exact. Avem da, e un Crăciun științific. Și știința... Și mai ales târgurile științifice. Da. Știința nu mai este... incompletă. Acum este completă, dar ni se dă cu porția. Da? Adică mai aflăm ceva, în timp ce aflăm ceva, până aflăm ceva, suntem convinși că ce știm acum e perfect. Da? Și atunci mergem pe știința actuală. E, și la ce se expun? Se expun la un pic de moarte, dar numai puțin de tot și puțin dintre ei. Da? Moartea asta nu e rea. Adică nu vă faceți grijă de miocardită, asta e un lucru normal. Și dacă nu muriți de miocardită, s-ar putea să fie mai rău. Adică știința curentă, știința, cunoașterea etico-științifică oficială astăzi nu mai este clară. Nu mai știu dacă mori pentru binele tău sau mori pentru binele celorlalți. O altă sau mică dacă... idee, zi. Corect, sau dacă tu ai mai rămas, mai ești cumva stăpân pe corpul tău, pe fața ta, pe gândurile tale, sau cumva le primești cu mandat de la stat. Dar mai există o idee. Mai există o idee care zice că în timp de război e normal ca statul să îți ia niște proprietăți sau să-ți restricționeze niște accesuri. Și atunci e ca și cum suntem într-un război. Problema este că în războiul ăsta invizibil ție nu ți-a luat nimic temporar. Eu n-am auzit de momente de expirare ale acestor certificate digitale. Da? Dacă ar fi distribuite pe cripto, am mai discutat, râdem, glumim, ne împrietenim. Dar astea n-au timp, n-au moment de expirare și mie mi se pare că ăsta nu e un război.
Ah, da, sunt unii care au zis că expiră, e adevărat. Unii au zis că mai expiră. A, bine, certificatul acum se zvonește, știi, că o să expire și după ce trec niște luni de la ultima doză, adică ca și abonamentul, dacă nu-l plătești, expiră și el. Da. Expiră și după aia ești protejat? Sau stai, era invers. Ei sunt, ceilalți sunt protejați. În fine, tot timpul mă încurc. În fine, mie mi se pare că ăsta nu e un război cu un inamic invizibil, perfid. Mi se pare că e un război împotriva ta. Ar fi bine să ne amintim și de un război petrecut acum un secol, când de Crăciun două tabere inamice, francezii și germanii, au jucat fotbal în timpul sărbătorilor de iarnă și au lăsat armele spre deosebire de zilele noastre, când nu trebuie să precupețim niciun efort, niciun moment pentru a lupta împotriva acestor acestei boli. Târgurile de ce să mai zici? Da. Te blochează. Hai să încercăm să întoarcem un pic. Târgurile de Crăciun sunt o tradiție care vine până la noi încă din evul mediu și mai ales în teritoriile vorbitoare de limbă germană, care timp de secole aceste târguri au adus bucurie atât copiilor cât și adulților și mai ales au întărit în mereu spiritul comunității în care au fost ținute. Astăzi, pe lângă război, guvernele în numele crizei actuale au apucat să implementeze în ele, fix în aceste surse de comunitate, unelte de dezbinare. Și nu pot să nu remarc, mai ales legat de târgul de la Suceava și de expirarea măsurilor, că vorbim și de unelte de dezbinare care nici măcar nu mai au acoperire legală. Certificatul verde a fost introdus ca măsură la pragul de infecție, de la 3 la 1000 în sus. Județul Suceava este astăzi în ceea ce numeam noi astă vară în inocența noastră scenariu verde, având un număr de infecții pe ultimele 14 zile sub 1,5 la 1000. Iar orașul Suceava, după știrile oficiale la care se uită toată lumea, este astăzi la aproximativ 2,5-2,57. Și cu siguranță va ajunge și el în scenariu verde până la data începerii accesului în acest. Dar iată că măsurile respective nu expiră, pentru că poate că atunci când tratezi totul la ca la război, oamenii de stat descoperă că statul este cel mai sănătos pe vreme de război. Dacă v-a părut ceva interesant din ce ați auzit, dați un like la video dacă credeți că altcineva ar avea de câștigat de pe urma ideilor expuse aici, dați un share și subscribe la canal ca să ne puteți auzi și pe viitor. Și esențial, dacă aveți ceva de spus sau de corectat la ce am spus, lăsați-ne un comentariu. Pentru Gabi Munteanu, Alexandru Chiriac, eu am fost Valentin Bărcean și vă urăm libertate, că e mai bună decât toate. 400.000.